Salutare, dragi prieteni! În acest video am să fac un unboxing la un aspirator fără sac de la Roventa, modelul Compact Power RO3731, achiziționat de la EMAG la prețul de 400 de lei, cu tot cu transport. L-am prins la o ofertă, în general la 400-450, cam așa. Acesta e cutia în care vine aspiratorul. Este un aspirator fără sac și haideți să deschidem cutia să vedem ce găsim înăuntru. Acest aspirator are o tehnologie foarte faină, este destul de performant, ergonomic, are un design plăcut. Din ce am văzut, review-uri sunt review-uri foarte bune și chiar am vrut să-l achiziționez, deoarece aspiratorul pe care l-am s-a ars. Haideți să vedem, are această perie foarte faină în care se introduce furtunul de aspirare și tubul de aspirare, dar putem să folosim și această perie pentru canapea, spații înguste, diverse locuri în care este mai greu de accesat cu o perie mai mare. Avem un buton care reglează aici cumva puterea aspiratorului. Nu există un buton clasic pe aspirator în care să reglăm, ci practic din acel buton scădem intensitatea puterii de aspirare. Asta este furtunul din plastic, un furtun solid la prima vedere. Avem niște materiale aici, niște instrucțiuni, garanții și așa mai departe, bine de păstrat, de vizualizat. Mai avem și tubul metalic, tija aceasta metalică, în care avem un buton de acționare care ne ajută să extindem tubul metalic. Ce pot să vă mai spun despre acest aspirator? Este un aspirator fără sac, dar nu puteți să nu trageți cu el apă sau alte lucruri. Asta e o perie mică pentru carpete, lucruri de tapiserie, lucruri mai mărunte. Avem și un accesoriu pentru spații înguste. Acesta este pentru spații înguste. Acest aspirator folosește o tehnologie monociclonică, trage foarte bine, sunt foarte mulțumit de el. Are și un cablu foarte interesant și destul de lung, undeva la 8 metri, 8 metri, 9 metri, cam așa. Bun, asta e peria clasică cu care vine, peria standard, da, de aspirare. Și aici în stânga avem un buton de acționare a periei pentru covoare, pentru mochetă și așa mai departe. Este destul de solidă, e foarte, foarte faină, are și două rotițe aici în partea de jos. Dacă aspirați, nu știu, parchet sau gresie, nu cred că este cazul să folosiți peria pentru să acționați peria, este suficient să folosiți peria fără acționarea perișorilor aceia care să curețe practic suprafața de păr sau de alte materiale. Haideți să vedem și aspiratorul, așa se deschide tubul în care se strânge mizeria. Cum am zis, este pentru aspirare uscată, nu pentru aspirarea substanțelor lichide. De să nu-l folosiți, avem acest filtru care se curăță la fiecare utilizare și se lasă la uscat 24 de ore, dar preferabil să nu-l puneți pe calorifer, să-l lăsați să se usuce într-un mod natural sau să acționeze soarele natural asupra lui. La o perioadă de timp se înlocuiește și acest filtru. Aici se strânge firul de păr care cade și se strânge pe covor sau mochetă. Se învârte acest dispozitiv. Aici avem un alt filtru care se curăță o dată la o lună și undeva în jur de un an se înlocuiește. Două butoane, un buton de pornire și un buton pentru cablul de alimentare. Alimentare se face la o tensiune de 220-240 de volți. Puterea
Aspiratorul este una mare, e un aspirator puternic și nu foarte zgomotos, 750 de W. Este și eficient energetic, clasa A. Are un derulator automat al cablului, are și aici o rotiță în jos, două roți care alunecă acest aspirator pe suprafețele de aspirare. Acesta e filtrul de care ziceam că odată la un an se înlocuiește și odată pe lună trebuie să aveți grijă să-l curățați din când în când, să nu îl țineți murdar. De fiecare dată când folosiți aspiratorul să aveți în vedere să-l curățați, să nu lăsați mizeria în el. Asta este o cărticică cu diverse instrucțiuni de întreținere, de utilizare. E un aspirator ușor de utilizat, compact, de dimensiuni mici, aspiră foarte bine praful, nu consumă foarte, foarte mult și chiar e foarte bun. Recipientul este de un litru și 1,5 litri, dar e suficient. Dă un like, te salut!